Cluj-Napoca va fi primul oraș din România unde vor circula autobuse electrice. După ce aleșii locali au votat anul trecut în proiectul privind achiziționarea de autobuse electrice, anul acesta s-a trecut la procedura de achiziție, iar în 2017 Cluj-Napoca va avea 30 de astfel de autobuse. O echipă din Ungaria călătorește 80 de zile într-un autobuz electric produs în Ungaria și care folosește un soft românesc pentru a arăta că vehiculul poate să facă față transportului în comun într-un oraș aglomerat. Echipa a ajuns săptămâna trecută la Cluj-Napoca. Un autobuz electric nu poluează și poate să parcurgă până la 250 de kilometri după ce a fost încărcat doar 3 ore. Autobusul transportă de 15 ori mai mulți pasageri, declară un membru al echipei maghiare care a pornit la drum pentru Digi24. Suntem în plină procedură de achiziția 30 de autobuse electrice. Acestea vor fi achiziționate pe fonduri elvețiene. Ne dorim un oraș care să nu fie atât de poluat și pentru aceasta trebuie să contribuim și noi prin asigurarea de mijloace de transport public cât mai eficiente și ecologice, a adăugat purtătoarea de cuvânt a primăriei Cluj-Napoca pentru sursa menționată. Noile autobuse electrice vor aduce economii de 70.000 de lei pe an la bugetul local. Un autobus electric costă între 300.000 și 500.000 de euro, dar cu toate acestea, finanțarea vine de la guvernul elvețien. Cofinanțarea autorităților locale din Cluj-Napoca pentru acest proiect este de 15%, iar valoarea întregului proiect se ridică la 71 de milioane de lei. CTP Cluj dispune în prezent de 213 autobuse care folosesc drept combustibil motorină.